Viața între munți pare a fi de vis pentru oamenii care stau pe aceste meleaguri. Stânele de oi înseamnă multă muncă depusă de aceștia. Puțini însă cunosc ceea ce înseamnă un baci, dar mai ales sarcinile pe care acesta le are. Localitatea Izverna este un dar al naturii, iar între munți oamenii și-au făcut stâne de oi. O responsabilitate uriașă și multă muncă depusă, însă aerul curat și peisajele de jur împrejur parcă le diminuează. Cioban sau baci, atribuțiile diferă și fiecare are o responsabilitate foarte mare. La voastră aici la stână sunteți baci? Da, eu sunt. Și cum derulează? Stâna asta e stâna a mea. Și cum decurge o zi din viața dumneavoastră aici, de dimineața până seara? Cum se decurge? Dimineața la ora 5, ne trezim la 4 și jumătate, la ora 5 băgăm oile în strungă, le mulgem, după ce terminăm cu mulsul, dăm cheag la lapte, îl stracurăm, îi dăm cheag, facem mâncare, mănâncă ciobanii, împreună cu bacii, că suntem 2 ciobani, 2 baci, suntem 4, așa, ciobanii pleacă cu oile și bașul rămâne, eu rămân aici, strâng laptele, fierb urda, tai caș, aduc apă, mătur în strungă la oi, facem mâncare pentru la amiaz și vine amiazul să face ceasul 1, la 1 băgăm oile iar după strungă, iar mulgem și iar o luăm de la început. Iar închegăm, iar fierbe murda, aducem apă, lemne, tot așa. Vine seara, același lucru facem. De 3 ori pe zi, asta facem. Apă aducem cu galețele, că nu avem sursă de apă. Și e foarte greu. E muncă chinuită. Dar e și frumos. E și frumos, dar să vii în vizită. Dar nu să faci de dimineața până seara același lucru și... continuu. Soțul meu stă tot timpul aici cu oile, de la 1 mai până la 1 octombrie. Nu coboară acasă, eu cobor, că vine altul la rând, al baci. De dimineață până seara, baciul are multe sarcini de îndeplinit. Mulsul oilor, prepararea brânzei, a mâncării pentru ciobani sunt doar câteva dintre sarcinile pe care acesta le are. Însă, pentru cei care au crescut pe aceste meleaguri, lucrurile nu par deloc dificile, ci, din contră, mândria se citește pe chipul lor. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră aici, la stân? Foarte bine. Aici am crescut... cu oi, cu animale, la munte, aer curat. Foarte bine. Trezirea de dimineață este la ora 4. Este... și intrarea la munți este la 4:30 până la ora 6. Primarul localității vă susține? Aduce turiști în zonă? Da, aduce turiști, ne susține foarte mult, chiar îi mulțumim pe această cale. Că avem ocazia să urcăm la munte și cu mașini și cu utilaje agricole și cu căruți, cu ce avem. Cu dezamăgirea deja acceptată de mult timp, oamenii de aici recunosc faptul că tinerii nu își arată aproape deloc interesul pentru astfel de lucruri, care țin de tradițiile patriei noastre. Tinerii de acum mai duc, nu mai știu, și aia oaie, și aia brânză, și aia lapte. Obositor sau nu, un baci nu se plânge de sarcinile pe care le are la stână, ci din contră i-ar lipsi cu siguranță tot ce înseamnă viața la stână. Vă este greu să stați aici departe de ceilalți localnici din sat, de familie, de prieteni? Nu este și greu, ne și drag aici, pentru că dacă din copilărie asta am făcut, de când eram mică am venit aici la munte, mie chiar mi-e drag. Viața la stână nu este deloc ușoară, însă ceea ce oferă natura care este prietenă comunei Izverna.